Lumea, în anii 2110, ceea ce era odată o mare de trafic congestionat și agitație urbană la începutul secolului 21, a fost transformat într-un model de eficiență și siguranță. Programul de lucru tradițional de la 9 la 5, care ne forța pe toți să ne îngrămădim pe șosele către un tip de sclavie deghizată, este acum o amintire trecută a ceea ce este în prezent o nouă și înalt tehnologizată societate. Contribuția la societate nu mai este bazată pe îngusta viziunea interesului propriu și al câștigului personal. Banii și-au pierdut utilitatea acum mult timp, odată ce chiar fundamentul lor a fost depășit. Cultura a realizat în final că sistemul tehnic al colaborării și al împărțirii resurselor și ideilor va permite o imensă abundență sustenabilă și o lume stabilă, așa cum sistemul de piață al sărăcii, al competiției și al războiului de clase nici nu a visat. A fost numită Marea Tranziție, în care beneficiul unei vederi largi de perspectivă a Pământului, împreună cu aplicațiile științelor fizice și sociale, a pus în mișcare o gândire care a depășit tot ce consideram normal la începutul secolului 21. Deși nu este un sistem perfect, conceptul de bază de a avea grijă de toți a funcționat, în același timp respectând sistemul structural ambiental, permițând o dezlănțuire a capacității pentru dezvoltare niciodată întâlnită până acum. Pentru a înțelege cum s-a evit această lume, trebuie să începem prin a recunoaște trendurile care au devenit evidente la începutul secolului 20, în care umanitatea își petrecuse existența sub valul superstițiilor, sărăcii și al unui elitism general. Ideea de a nu avea îndeajuns și perpetuarea celor care au și a celor care nu au părea să fie o lege imoabilă a naturii. Război după război, genocid după genocid, intuitiv apărea faptul că pur și simplu asta era condiția umanității. Cu toate astea, odată cu dezvoltarea științei și a noțiunii de eficiență tehnică, un tipar a început să reiasă care a pregătit scena pentru cea mai radicală schimbare din istoria umanității. A fost denumită efemeralizare, adică abilitatea de a face din ce în ce mai mult cu din ce în ce mai puțin. Deși pare paradoxal, avansul și înțelegerea noastră în utilizarea resurselor planetare, în conjuncție cu apariția legilor științelor naturale, a pus în mișcare un tipar de conservare și eficiență în care, în timp, din ce în ce mai puține materiale, muncă și energie erau necesare pentru producerea și fabricarea a din ce în ce mai multe procese de susținere a vieții. De exemplu, primul computer construit în 1940 acoperea 167 metri pătrați, cântărea 30 de tone și consuma 160 de kW. Astăzi, un ieftin și mic telefon de buzunar calculează mult mai rapid, consumând practic mai nimic. Comunicațiile care solicitau cantități enorme de cabluri de cupru pentru convorbirile telefonice au fost înlocuite cu sateliți ultraușori. Construcția de case care solicita cantități enorme de resurse și muncă a evoluat în case ușoare prefabricate, care pot fi asamblate prin automatizare, utilizând o fracțiune de materiale și muncă, fiind în același timp mult mai rezistente și mai durabile. Chiar și fundațiile nutriționale agricole, care încă de la începuturile perioadei neolitice au fost limitate la anumite regiuni și clime, au văzut o revoluție în versatilitate și în care sistemele de ferme pot furniza alimente organice la nivel local, fără pesticide, cu mai puțin fertilizanți și cu puțină energie risipită pe transportul lor. Chiar ideea de globalizare a rămas o amintire împreună cu imensa risipă pe care o crea. În fapt, nicio industrie sau subindustrie nu a fost ocolită prin acest trend. Munca însăși, ca urmare a automatizării ca scop final în producție, a explodat în eficiență și capacitate, cu din ce în ce mai puțină intervenție umană în timp. Pe la mijlocul secolului 21, chiar ideea de producție de masă a dispărut datorită avansului în robotică și nanotehnologie, care a permis ca producția să se facă local, la cerere și într-o varietate niciodată întâlnită în capitalism. Ideea de a produce bunuri și de a le stoca în uriașe inventare nu mai exista. Acum majoritatea caselor dețin camere de producție în care se pot tipări diverse obiecte casnice sau unelte. Din ce în ce eficiența creștea, aducând lumea la condiția de abundență post-sărăcie,
unde, în cadrul sistemului educațional al legilor naturii, admițând că sunt într-adevăr limite ale creșterii și ale consumului, un nou sistem de valori umane a reușit, care a glorificat capacitatea de a crește eficiența și a menține echilibrul ecologic în același timp. Nu numai sustenabilitatea fizică, ci și sustenabilitatea culturală. A avea grijă de toată lumea nu mai era o consecință poetică, ci chiar un fundament de bază în crearea unei legături armonioase cu pământul necunoscute până atunci. Desigur, nicio astfel de tranziție nu a venit de la sine. Economia de piață și cei care profitau de ea, în mod dogmatic au încercat stoparea avansului, iar elitismul de care țineau cu dinții a fost pus sub semnul întrebării. A fost nevoie de zeci de ani de activism pentru a arăta lumii, inclusiv celor cu mari averi și putere, că viața putea fi mult mai bună, atât pentru ei cât și pentru restul, și că sistemul de piață pur și simplu era incompatibil cu acest nou mod de optimizare și eficiență de care era disperată nevoie, nu numai pentru progresul societății, ci chiar spre salvarea ei.